Ceva de genul, cum ar trebui să fie poza de thumbnail, nu știu. Să o fac așa. Nu. Altă variantă, cum ar mai fi? Ai era să-mi pocnez rama. Nu știu, văd eu una din astea. Da, cam așa trebuie să te mai muțărești când vrei să faci poza de thumbnail. Thumbnail. Bun, astăzi să fie un vlog random, ca să zic așa, spontan, pentru că da, trebuie să recunosc, după cum vedeți și în titlu, m-ați prins, am fost prins de câțiva dintre voi, nu cred că v-am mințit, dar pot să zic că m-ați prins, trebuie să vă spun, să vă recunosc, trebuie să spun adevărul despre ce am în spatele meu aici. Legat de petarde și artificiile astea pe care le-am eu. Da, am văzut câteva comentarii la primul video și chiar și la al doilea, în care unii dintre voi ați spus că ați zis exact de unde le-am cumpărat. Da, aveți dreptate, m-ați prins, de acolo le-am luat. Exact de acolo de unde... Eu am spus că nu vreau să spun numele site-ului de unde am luat petardele, artificiile sau ce-or fi astea. În primul rând pentru că n-am fost plătit de site. În al doilea rând pentru că nu este ceva ce ar trebui să cumpere toată lumea de pe acel site. Am spus, sunt lucruri 18+, 16+, 21+. Sunt petarde și artificii legale și ilegale pentru anumite vârste, deși toată lumea le cumpără. Dar da, este adevărat, m-ați prins. Le-am luat de la secțiunea pentru copii. Majoritatea, cred că 90% din artificiile și petardele pe care vi le-am prezentat în cele două videoclipuri anterioare, le-am cumpărat de la secțiunea pentru copii. Da, de ce? Pentru că sunt un copil mare și eu am voie să le folosesc, iar copiii nici măcar pe alea n-au voie să le folosească, ceva m-a arătat eu și o să vă mai arăt încă o dată, pentru că știu că vă plac petardele, știu că este sezonul și... Toată lumea caută să cumpere petarde și artificii, de unde le cumpărați și așa mai departe. Și v-am repetat și vă mai repet, unii au spus că de ce ne ții predică, că noi știm că oricum ne cumpărăm. Băi, vă cumpărați pe riscul vostru, am spus, dacă vă prinde poliția în primul rând, dacă vă prind părinții în al doilea rând, sau ei ar fi principalii care vă prind și vă rupe cocoașa cu cureaua sau cu bățul, bine, depinde, sunt părinți care își lasă copiii de mici, sunt... pur și simplu așa, nepăsători, indiferent că se rănesc sau nu, dar majoritatea folosesc aceste petarde, mai ales cele Piccolo și astea mici, pe care o să vi le arăt și eu, pentru că m-ați întrebat de ce nu mi-am cumpărat petarde și am cumpărat numai prostii dintre astea mici, deși v-am spus foarte clar că mie îmi plac aceste petarde, artificii, fumigene, tot ce mai am eu pe aici, uite că le-am în spate aici, da? Ca să nu ziceți că nu vi le și arăt, pe care nici măcar nu știam să le folosesc, atât de inteligent sunt, vă dați seama cât de înapoi sunt cu petardele. Eu am tras de acest magic whip, eu am tras de el pur și simplu, pac, dar din ce nu mi-am dat seama nici pe moment că are un fitil pe care trebuie să-l aprinzi și face un fel de scânteie. O să vedem când o să le testez, unii deja știți. Eu v-am spus, eu nu sunt adeptul exagerat să-mi cumpăr ca spartul disperat, să dau foarte mulți bani, deși pe chestiile astea chiar am dat destul de mulți bani. Dar v-am spus, de ce n-am zis site-ul? Site-ul deja l-ați zis voi în comentarii, știați foarte mult de unde le-am cumpărat, pentru că, din ce am înțeles, e cam singur site care trimit sau care vând așa ceva, pentru că din fericire sau din nefericire pentru unii, la noi în țară, nu se găsesc toate astea, fiind destul de periculoase. Nu atât de periculoase, dar totuși îți pot face niște răni de suprafață, să-ți retezi un deget, să-ți sară degetul dacă nu, sau chiar să rămâi orb, să te rănești și așa mai departe, sau un animal, sau un prieten, un vecin, sau să dai foc la ceva întâmplător să se aprindă din cauza unei scântei. Legat de astea, petardele și artificiile astea, de ce le prezint? Pentru că, în primul rând, am spus că sunt legale și v-am arătat categoriile F1 pe 1, tot ce mai am eu aici. V-am arătat fiecare cutie în parte, nu știu dacă am ratat vreuna, dar vi le-am arătat pe toate. Majoritatea sunt care provoacă scântei, sunt titireze, sunt chestii mai
simple, dar destul de interesante, care mie personal mi se par mai interesante decât petardele. Mi se par mai interesante decât cutiile cu petarde. Da. Uite, asta ar fi o poză bună de thumbnail, petardele, ca să atragă mai multe vizualizări, nu? Ăsta ce Piccolo. Parcă nu? Corsar Piccolo, da. M-ați întrebat că de ce nu mi-au cumpărat și petarde, că de ce nu dau. V-am spus și în video că deja mai am de anul trecut. Și o să vi le arăt acum, că astea le-am de anul trecut. Deci ia uite ce am aici. Am 10 cutii, sunt categoria P1, scrie foarte clar, emițător de sunet, trebuie vândut în abanjajul său, categoria P1, bla bla bla. Categoria P1, dacă foc, stai că mai am o cutie deschisă, mai am mai multe de fapt. Unde? Categoria P1, da? Astea sunt legale, deci astea le puteți da și voi dacă aveți 18 ani. Deci dacă sunteți minori, n-aveți voi în mod legal, deși lumea le dă. Am mai explicat. Vă țin predică pentru că din moment ce se uită atâta lumea la mine, eu pot cădea la mijloc să zic că bă, dați petarde că aveți voie. Nu aveți voie, citiți legea, căutați, întrebați polițiștii, întrebați pe oricine doriți. Și nu se dau așa în scop de fan, pur și simplu le dai să sperie animalele, sunt emițătoare de sunete în principal, să te apere în natură, în câmp, în pădure. Faptul că le mai dăm și noi așa la colț de bloc, în curte, în câmp, pe un domeniu privat, e partea a doua. Dar tot pot fi periculoase. De ce se defocusează? Stai acolo în focus. În spate aici o să vă arăt și poate în continuare ce am mai făcut, pentru că știu că foarte mulți nu v-am mai arătat în continuare. Hai să vorbim despre petarde. Deci, m-ați prins. Am cumpărat tot ce aveți acolo, tot ce ați văzut, ce v-am arătat, majoritatea, deși nu am spus, v-ați dat seama pentru că mulți cumpărați probabil de pe acel site. Vreau să vă spun că și anul trecut am dat o comandă destul de măricică de pe acel site, dar din păcate au fost oprite la vamă. Și a arătat și la știri că aproape toate coletele au fost oprite la vamă. Și tot ce mi-am cumpărat au fost de asemenea legale. Deci sunt legale, eu sunt major, am 30 de ani, sunt legale. Dar cei de la vamă nu știu exact ce e în interiorul coletelor și le opresc pe toate. Probabil le desfac, le confiscă, nu știu, în fine. Asta e partea a doua. Preventiv mi-am luat din timp. Am dat comanda, cred că cu vreo 3 săptămâni, poate chiar 4 săptămâni. Cred că am dat-o în octombrie, nici nu mai știu. Și mi-au ajuns zilele trecute. Am desfăcut, încă nu le-am filmat, momentan e urât afară, n-am avut nici eu timp, trebuie să mă duc cu ele în câmp sau mă duc în fundul grădinii, văd eu exact și o să facem niște teste pe care să vi le arăt și vouă, să ne distrăm. Mi-mi plac mai mult astea că sunt mai drăguțe. Pe când astea pur și simplu fac un poc, 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 sau face o floare și bubuie de mai multe ori. Pe când acele, acum am focusul, nu știu ce se întâmplă cu focusul ăsta, nu stă. Se defocusează. De ce? Nu înțeleg de ce. Spuneți-mi voi de ce. E din cauza luminii? Mi-am tras curent aici, o să vă arăt imediat, am și curent în sfârșit, am mai făcut câteva modificări, o să am și căldură în curent. Revenim la asta. Sunt foarte faine. Recunosc și eu le foloseam încă din adolescență, din copilărie. Deși tatăl meu de multe ori nu mă lăsa și nu știa și le foloseam pe ascuns. Și nu mai zic mai multe lucruri, dar în fine. Acum au început să-mi placă mai mult chestiile astea pe care le-am cumpărat și sunt foarte drăguțe, sunt mai colorate, o să vreau să le testez. Dar, de anul trecut, mie mi-au mai rămas 10, 11, 12, 13 cutii. Dacă nu greșesc, stai așa că una este de 2020, nu mai știu că sunt... Așa, astea sunt vândute, deci categoria P1, vârsta minimă 18 ani, astea sunt de la Fire Show, deci sunt de la Fire Show, văd că, ok, toate, și mai am aici Piratki, care de asemenea sunt categoria P1, sau emițător, scrie pe spate, de asemenea mi-au mai rămas de anul trecut. De astea cu 3 sau cu 5 focuri sau câte avea, cred că 3 focuri. Mai am câteva, nu mai am multe, dar vreo 2, 4, 6, 8, 10, vreo 30 de bucăți, cred că tot mai am. Ne ajung acolo de
puțină joacă și niște FS3-uri sau FP3-uri, FS3-uri, categoria P1, emițător de sunet. Uitați foarte clar ca să se înțeleagă focusul, te rog frumos, pe ea. Nu, nu vrea să focuseze pe emițătorul ăsta. Hei, am reușit. Scrie clar, categoria P1, emițător de sunet, să se vadă clar, da? Emițător de sunet, categoria P1. NEC 3,5 grame scrie. Da? Mai am 2, 3, 4, 5 bucăți. Mai aveam, cred că, într-o altă pungă. Mai am vreo 5 bucăți aici. În fine. Deja le-am testat anul trecut, deci pentru mine nu mai prezintă un interes atât de mare să le bubui așa. Probabil să mai am eu. Probabil o să mai iau câteva așa. Bubuie tare, într-adevăr. Bine, sunt mai multe. FS3-uri, FP3-uri. Gramajul diferă. Unele au 8 grame, 5 grame, 3 grame, 2 grame. Depinde. Asta diferă de la o categorie la alta. Dar sunt emițătoare de sunet. Când o arunci, o arunci să sperii ursul care vine să te atace. O arunci în fața ursului. Noi ne și distrăm cu ele, că na, așa suntem învățați. Înainte, chiar m-a întrebat cineva, pentru că am spus că în urmă cu 10-15 ani erau legale aproape toate. Cred că astea erau 100%, deci toată lumea arunca petarde pe stradă și de față cu poliția. Acum nu prea poți să le arunci de față cu poliția. Dacă te prinde cu ele în buzunar și ești major și sunt categoria legală pe 1, nu-ți face nimic, dar în momentul în care tu ești în mijlocul parcului și arunci la picioarele oamenilor, automat riști amendă, ba chiar ești pasibil probabil de pușcărie, nu știu sigur. Dar v-am spus, deci nu e chiar așa de joacă, pentru că te pot răni, poate scoate un ochi, nu știu, rămâi surd dacă îți bubuie lângă ureche, sparge timpanul și așa mai departe. Sunt faine, o baterie acolo cu niște artificii, că sunt și categoria de artificii P1, baterii, artificii legale, care bubuie pe cer, știți și voi, mai sunt bananele, baby banana sau ce am eu acolo, mini banane dintre alea. Sunt diferite petarde și artificii legale, dar mare atenție. Felicitări că m-ați prins. Le-am luat de la categoria pentru copii ca să le prezint copiilor, dar nici voi care sunteți copii sub 16-18 ani nu le puteți folosi în mod legal. Că le folosiți pe ascuns. Mare atenție, v-am spus. Deci fiecare își asumă răspunderea. La fel, dați cu semnătură când vine la poartă la voi și mămica trebuie să scoată banul din buzunar pentru amendă, pentru că asta e realitatea. Nu o să plătiți voi, plătesc părinții și după care voi plătiți, cred că, cu cureaua la... Ca un mic fapt divers, pentru că și eu am fost copil, adolescent și știu ce înseamnă. Dar uite că pe vremea era altfel și eu nu prea am avut probleme de genul ăsta, ca să spun. Da. Deci, mai am câteva pe care le voi folosi, petarde simple, deci mi-ajung, am câte sunt o cutie, 60 de bucăți, mai am aici 600, 13, mai am vreo 700-800 de petarde dintre astea și cu aia, deci mie mi-ajung, mie personal mi-ajung, că eu nu mai sunt așa să dau, să le pocnesc toată ziua. Încă de asta nici nu aș fi consumat, pentru că puteam să le consum pe parcursul anului, poți să le arunci prin natură, după cum v-am repetat, când vrei. Eu le țin pentru mine. Poți să le folosești peste câțiva ani, cred că au și un termen de garanție. La un moment dat, probabil, nu mai pușcă așa bine. În fine. Da. Haideți să vă fac acum, în continuare, un mic tur să vedeți cum arată acum încăperea. Că am făcut niște îmbunătățiri pe care trebuia să le fac și v-am spus. Abia aștept să pun toată camera asta la punct. Deci, aoleu, am amorțit câtă... Deci eu am stat jos, am amorțit. Aoleu. În primul și în primul rând avem... electricitate, un bec aici, cea mai minunată invenție din toate timpurile. Trebuie să prind cablurile astea, să le leg aici, să le prinde perete frumos, da, momentan, și aprindem becul, tai așa, deși e ziua afară, nu cred că am nevoie de el, dar se vede, vă dați seama, hai să zic că îl las aprins. Puțină dezordine, pentru că încă sunt în curățenie, în construcție, nu am terminat. Sper săptămâna viitoare să și tencuiesc, probabil cu două contacte o să dau pereții ăia, peretele de acolo și pe cel de aici. Poate cred că aș putea să dau cu două contacte și pe ăsta, dar mă gândeam să pun direct, am găsit niște autocolant interesant, ca să nu mai dau și cu două contacte, că deja pereții ăștia-s drepți, și să pun niște tapet sau niște autocolant, să văd, pe acel perete.
Așadar, mi-am tras aici un bec, în sfârșit. Am lumină și două prize acolo, adică o priză aici și o priză acolo, unde mi-am tras deja o triplă. O să las acolo o triplă în permanență, că vreau să-mi pun, v-am spus, să-mi fac aici setup-ul pentru viitor, posibil de gaming, de live-uri, ce mai fac eu, filmulețe una alta, să lucrez în liniște. Aici am o lampă, am două lămpi de genul ăsta, mari, se reglează pe înălțime, le-am cumpărate de 4 ani, le folosesc de fiecare dată, sunt extrem, extrem de bune, sunt profesionale, se ridică pe mărime, pot să dau și aia jos dacă vreau din față. Da, pentru cei care mă urmăresc de vreo 4 ani, știți că le-am prezentat, le-am făcut un unboxing atunci când mi le-am cumpărat. Am dat pe vremea aia, cred că vreo 800 de lei pe amândouă, ceva de genul. Băi, deci se pierde focusul și nu înțeleg de ce. Nu mi-am mai făcut figuri până acum. Cam ciudată, treaba dubios. Aici am petardele pe care le-am prezentat și cu artificiile. Am acolo o parte, aici o parte, astea pe care le am acum. Probabil o să mai iau ceva, sau poate deja am luat și nu știți. Surprize, surprize. Așteptați că urmează. Abia aștept să le și testez, dar v-am spus, e în funcție de timp. Nu e grabă, abia începe sezonul, ca să zic așa, dar urmează niște clipuri interesante, zic eu. Ca și noutăți, mi-am cumpărat și o sobiță. Mi-am luat aici o sobiță. Chiar m-au întrebat unii dintre voi cum o să încălzești aici, cum o să fie, pentru că o să fie frig la iarnă. Ei bine, este izolat și sus, cât și pe exterior este izolat. Așa că nu e problemă. În momentul de față aici sunt vreo 14-15 grade, iar afară sunt cred că 5 grade. Plouă, e urât. Nu știu exact câte grade sunt afară. Am pus niște gresie, nu e prinsă momentan, e pusă provizoriu. Am vrut așa să văd dacă o pun, cum o să stea, pentru că na, e fiind foc, trebuie să am grijă întotdeauna. O sobiță. Pac, e nouă nouță. Acolo am spațiu să bag niște lemne. E perfectă pentru încăperea asta. Zice că încălzește undeva la 15, nu, cât am spus, 20 de metri sau 30 de metri pătrați soba asta. Cam 30 de metri pătrați. Eu aici am mai puțin de 30 de metri, deci nu e problemă. O să vreau să iau un burlan. Iau un burlan, o ridic până pe aici și o să fac gaură în băgeac, pentru că pe partea cealaltă am băgeacul și aș vrea să fac legătura direct la băgeac. Mi-am pus aici un termometru, deci câte grade sunt în momentul de față. 14, se vede? Câte 14, 15 grade aproape, ceva de genul. Iar afară sunt maxim 5 grade. Și azi noapte au fost minus 1 grad. Minus 1 grad, dar temperatura aici se păstrează. Și vă dați seama, cu această obiță o să fie perfect pentru animăluțe. Aici vreau să-mi fac raftul, să stea animăluțele mai la căldurică, cel puțin șobolanii, șerpii, axolotul nu o să stea lângă sobă. Avem aici axolotul. M-ați întrebat de domnul Axel, cred că o să-i rămână numele Axel. O să-l pun cel mai probabil în colțul îndepărtat acolo, ca să nu... El are nevoie de o temperatură maxim de vreo 20 de grade. Aici mie nu-mi trebuie să fac foarte cald, dar să fie o medie de măcar 18 grade, 20 de grade pentru animăluțe să stea și ele confortabil. Cam asta am făcut momentan. Urmează să mai pun și pe jos să cumpăr linoleu, după cum am spus. Dar întâi să amenajez puțin pereții, să văd ce pun, ce autocolant pun. Într-un colț acolo vreau ceva, în aici vreau altceva. O să vedem. Mă bucur că am curent electric, pentru că acum pot să mă descurc la axolot. Am acvariu de câteva zile, dar încă nu l-am pus pentru că trebuie să văd exact unde îl pun, fiindcă dacă îl pun direct, i-am cumpărat și filtru, mi-a venit deja și filtru. O să-l pun astăzi în funcțiune. Azi îl pun în funcțiune și cred că o să-l pun pe măsuța aia momentan. O să-l pun în colțul acesta. Având filtru și temperatura ideală, este perfect pentru el. Este un animăluț, un afibian care are nevoie de o temperatură mai scăzută.
Între 14 și 18 grade este perfect pentru el, undeva la vreo 16. Deci nu are nevoie de căldură foarte mare această mică vietate. Și deja începe să-i crească piciorușul. Dacă se poate vedea acolo. Vedeți, acel picioruș este retezat. Încep să-i crească degețelele. Încep să-i crească degețelele. M-au întrebat foarte mulți dintre voi unde se găsește de cumpărat. Eu nu știu, l-am primit cadou de la Răzvan și nu știu. El este cel care i-a procurat. Voi ce vreți? Și domnișorica asta de aici mai are maxim o săptămână și trebuie să fete. O să mut masculul în cealaltă cutie. Trebuie să pregătesc. Sper într-o săptămână, două maxim, până la începutul lui decembrie sau până de Crăciun, să spunem, dar nu o să mă apuce niciun caz Crăciunul. Eu sper să fiu deja mutat, în ghilimele, că nu dorm aici, să mut tot aici și să fie aranjat așa cum îmi doresc eu, să nu mă prindă Crăciunul cu dezordinea, cu debandata asta. Dar toate treptat, v-am spus, nu e așa de ușor. Da, cam asta am vrut eu astăzi să vă prezint, să vă spun despre aceste petarde și despre faptul că în sfârșit am curent și zilele astea mă ocup să fac și acolo și să am și căldurică. Deci, cam asta este. Un mare like la acest mic update. Un mare like dacă așteptați să vedeți clipuri cu petardele, ce idei mai am, ce teste vom face. Scrieți-mi în comentarii ce petarde îmi recomandați și mai vorbim. Cam atât. Pa, pa!